Monahismul este fuga de lume pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Acest tip de nevoință este un dar. Unii monahi au preferat singurătatea pustiei, alții nevoințele vieții în comun din mănăstiri, însă luptele duse pentru mântuirea sufletului nu s-au rezumat întotdeauna la lupte spirituale. Ispitele vin și de la lume. Printr-un astfel de chin au trecut și cei 20 de martiri savaiți, adică din mănăstirea palestiniană a Sfântului Sava cel Sfințit. Despre istoria acestor martiri știm din relatările unui anume monah Ștefan. Acesta a primit ascultarea de a scrie pătimirile lor de la egumenul Vasile, al aceleiași mănăstiri, la scurt timp după moartea mucenicilor. Cunoaștem data trecerilor la Domnul ca fiind 19 martie, anul 797. Dintre cei 20 de martiri s-a păstrat numele a doar 6, Ioan, Sergie, Patriciu, Cosma, Anastasie și Teoctist. Zona în care se afla mănăstirea era expusă des invaziilor arabe. Izolarea în care au plecat spre a fugi de lume și a găsi liniștea expunea monahii atacurilor unei lumi care îi urmărea cu ură și cu dispreț. Mănăstirile erau țintele multor hoți care urmăreau jefuirea și batjocorirea monahilor. Trăind în sărăcie asumată, avutul mănăstirii aceleia din mijlocul deșertului se mărginea la cele necesare traiului lor auster și la obiectele de cult. Ținându-le ca pe un odor de mare preț și nedorind ca potirele în care Hristos li se dăduse de atâtea ori pe sine în chipul pâinii și vinului de la Sfânta Liturghie să fie pângărite, nu le spuneau unde sunt ascunse. Aceasta le-a adus chinuri și moarte. Au fost închiși în Biserica Născătoare de Dumnezeu și în pridvorul bisericii a fost aprins un foc. Fumul de la acel foc i-a sufocat pe sfinții mucenici. Au protejat odoarele Sfintei Biserici, dar au devenit ei înșiși odor, au salvat potirele și au devenit ei înșiși potir în care s-a sălășluit Hristos. Ultima lor rugăciune din biserică s-a spus în negura fumului, dar în strălucirea cerului. Sfinții Ioan, Sergie, Patriciu, Cosma, Anastasie, Teoctist și toți cei dinpreună cu ei au arătat că ce este al Domnului nu ne este nouă a da sau a lua. Pentru dragostea lor de bunăstarea casei lui Dumnezeu au dobândit cununi cerești. Rămân astfel chipuri ale sfințeniei, pilde ale iubirii.